Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru marți 12 ianuarie un curs de 20 de lei și 92 de bani pentru un euro, în scădere cu 29 de bani față de luni. Cotația dolarului american va fi de 17 lei și 20 de bani cu un ban mai mult. Leul românesc scade cu 6 bani și va costa 4 lei și 29 de bani. Hrivna ucraineană crește cu un ban și ajunge la 61 de bani, iar rubla rusească își menține prețul de 23 de bani.